Bună ziua și bine ne-a regăsit! Astăzi vreau să pregătim împreună o plăcintă delicioasă cu brânză dulce și cu stafide. Plăcinta nu necesită frământare deoarece o facem fără blat, așa că haideți să vă arăt ingredientele și să-i dăm drumul la treabă. 1 kg de brânză dulce, 500 de grame de smântână grasă și 150 de grame zahăr, 8 ouă, 100 de grame de stafide și 2 fiole cu esență de vanilie. Am separat albușurile de gălbenușuri, iar acum vom mixa albușurile peste care treptat vom adăuga zahărul. Le mixăm până obținem o spumă. Așa trebuie să iasă spuma noastră de albuș. Vom freca foarte bine și gălbenușurile de ou. Adăugăm un praf de sare ca să își păstreze culoarea galbenă. Punem gălbenușul de ou, smântână, stafidele, esențele și brânza dulce. Acum le amestecăm pe toate foarte bine. Așa arată compoziția noastră. Acum o vom turna într-o tavă. Acum introducem tava la cuptor, timp de 50 de minute, la o temperatură de 150 de grade. Așa arată și plăcinta noastră cu brânză dulce, se poate servi și cu puțină dulceață de vișine. Vă doresc spor la treabă și poftă bună!